Șeful statului Maia Sandu salută decizia Curții Constituționale privind dizolvarea Parlamentului și spune că va semna în curând decretul în acest sens. Totuși, asta se va întâmpla doar după ce Înalta Curte se va expune asupra constituționalității declarării stării de urgență. Maia Sandu mai spune că judecătorii au luat o decizie corectă, așteptată de către toți cetățenii. Voi semna curând decretul pentru dizolvarea Parlamentului și stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate. În perioada stării de urgență, Parlamentul nu poate fi dizolvat. Există câteva sesizări la Curtea Constituțională și trebuie să vedem ce o să se întâmple cu aceste sesizări. Totodată, șeful statului a declarat că alegerile anticipate reprezintă o nouă șansă pentru Republica Moldova. Un nou parlament înseamnă o resetare a instituțiilor statului. Înseamnă curățarea agențiilor, ministerelor, inspectoratelor, întreprinderilor de stat, instituțiilor de drept, de personaje corupte, care oferă protecție schemelor și furturilor. Starea de urgență în Republica Moldova expiră în 30 mai.